Neimplicarea în activitățile politice ale partidului era să-l coste pe Ioan Ferrariu nu doar mandatul de consilier județean, ci și calitatea de membru al PDL. Se pare că, în cele din urmă, Ferrariu a luat legătura cu noi șefi al organizației și a convins că a avut motive întemeiate pentru care a absentat. Drept urmare, decizia de excludere a fost anulată, iar Ferrariu rămâne în continuare PD-list cu acte în regulă. Biroul permanent județean a revenit asupra deciziei de excludere, având în vedere că s-a luat până la urmă legătura cu domnul consilier, care a motivat absența sa din activitatea politică în baza unui motiv personal pe care n-aș putea să-l fac public și care este foarte pertinent. Nu la fel de iertător s-au arătat membrii BPJ în cazul consilierilor locali din mai multe localități ale județului. Toți aleșii locali care au ocolit sediul județean al organizației în ultimele luni vor fi dezbrăcați de haina portocalie. Claudiu Dumitrescu, purtător de cuvânt al PDL Dâmbovița, a precizat că în această situație se găsesc 11 consilieri, chiar dacă la bursa zvonurilor se vehicula un număr mult mai mare. Au apărut în presă unele informații eronate, și anume excluderea aproximativ 40 de consilieri. Vreau să vă confirm că, în realitate, excluderea a fost hotărâtă pentru 11 consilieri locali și v-aș aminti localitățile, și anume este vorba de consilieri din Nucet, Ludești, Văcărești, Pietroșița, Iedera, Cornești, Mătăsaru și Dragomirești.